să mănânc, să vii la mine, domnul Stancu, este ceva. Ce este? Ăsta nu ia dumneavoastră. Păi, de aceea aveam trimis dispoziția de demolare. Nu e așa. Trebuia să mă anunț cu câțiva, când erai aici de 4 ani aici, era în altul locul tău. Și ăia de cine a venit să distrugi? Exact, de ce celălalt? Păi de ce? Păi stai, stai de ce? De ce? Că ai venit tu acum de la acolo? De unde ai venit? De unde ai venit? De unde ai venit? De unde ai venit? Eu am venit, am devenit primar. Foarte bine. Și mișorenii m-au votat ca să fac acest lucru. Wow, de duma de întâlnare. E ordine să ne lăsăm. Aici ca să rămânem la șantier. Vrei să faci șantier? Nu hai să facem șantier. Sunt calm. Nu mă puțin. Acum vreau să știu și eu. Sunteți un primar și vreau să știu. Până unde vrei să faceți? Până în parc, Virgin. Da, păluați. Până în parc. De unde? De unde vreau să știu? Nu mă puțin. Nu mă fiți atenți, oameni buni. Fii atent și eu, dacă aduc dovadă că nu am mai mult de 90 de centimetri, am metri pătrați care le-am făcut. Am cartea aia. Uite, eu l-am făcut din capul meu dacă mă trăia. Aici e așa, cartea funciară. Da, aici așa aveți. Da, aici. Deci, îmi dați dreptate că o parte din aceste lucruri. Nu, nu, ce a statului. Păi da, primăria Timișoara. Ce a statului. Care? Așa, primăria municipiului Timișoara, da, în cartea funciară. Da. Acum vreau să știu, dacă luați de aici așa. Până unde face dumneavoastră? Vreau să știu și eu. Până acasă. Până unde? Până acasă. Și unde e omul ăsta? Proprietarul, unde? Unde este? E vecinul dumneavoastră, eu nu, nu știu unde este proprietarul. Fiți atent ce faceți. Mai vă întreb încă o dată. Fiți un om civilizat. Așa. Dacă ați ajuns, dacă ați ajuns primar. Eu, la noi Timișoara, vă rog foarte frumos. Dacă vreți să te mai otești oamenii, fii un om deștept. Și cu înțelepciune. În primul rând, stai, un om corect. Nu mă putem, dacă corect. Sunteți corect, ăia de 73 de ani, când a făcut și a închis aici, eu n-am văzut, eu n-am știut că este al statul, ce faceți cu gazul? Da. Ce faceți cu trebuie gazul? Trebuie să vină de cine? Și să... Cine? Cei care au pus și dacă gazul. Îi explodează casa, cine plătește? Cine plătește asta? Nu o să vă explodeze casa. Nu mă putem, te rog frumos, domnul primar. Dacă vă explodează casa, atunci aveți chiar dreptate să dați în judecată primăria. Nu o să vă explodeze casa. Nu. Noi suntem aici nu ca să vă detonăm casa, doar ca să... Da. Bun. Aici e televiziune. Și suntem și noi doi aici. Da. Este televiziune. Fie din, noi ajungem și la mai mare. Dacă noi... Ajungeți la cine puțin, trebuie... Numai puțin. Dacă... Nu, la Dumnezeu. Care-i poți să Dumnezeu? Mai mare nu e mai mare nici el. El dă o mare, el face tot. Numai puțin. Dacă cine-mi face mie gardul înapoi? Cum? Gardul care distruge dumneavoastră tot. Cine mi-i face înapoi? Păi, dar gardul dumneavoastră acum este pe o stradă publică. Dacă construiți acum aici pe stradă ceva... Nu, să spunem că... Numai puțin. Să spunem că doborâți asta. Cum îți spuneți dumneavoastră, cine vine să-mi construiește mie înapoi? Te rog frumos, fă liniște și dați la șantier. S-au rămas din așa de... Păi, nu, da. Păi uite, păi, dai comandă dacă ești șef. Dai comandă, nu ai venit numai așa, nu să ne faci nici. Dar dumneavoastră sunteți șef al lui. Lasă-o, dacă nu pune-l acolo în salvare și tu ăla. Nu-mi bună, încă. Ieri, vinerea, a strâmit delegația. Vinerea. Tu nu mă aștept să iau și un avocat să nu tai nimica. Să-i numai puțin, te rog frumos. Să mergem și noi la oameni mai mari, dacă aveți dreptul să câștigați terenul ăsta. Domnul primar, vă rog frumos, vreau să vă recomand. Vreau să vă recomand pe doamna Drăgăniță. Doamna Drăgăniță. Care a fost șefă la poliție aici. Veniți aici, domnul. Domnul primar, veniți aici. Nu facem acum. Nu, vreau mare. Doamna. Hai mai așa să se apuce domnul primar. Da. Domnul primar, să eliberăm un pic. Domeniu public. Bine. Noi dacă am cumpărat... Haideți că mai trebuie să continuăm. Numai puțin. Ați ascultat, doamna, ce a spus? I-a fost la bunichine aici, a fost miliție. A fost grădinuță. Te rog frumos, domnul. Fiți atenți puțin. Haideți să continuăm. Bun. Domnul primar,
Mă cheamă un băiat. Ioane, vină-o băi. Bun, suntem aici între Bulevardul Loga și Cezar. După cum vedeți, aici de fapt în fața școlii a fost o legătură între bulevard și Parcul Copiilor. Legătura pe care acum o refacem. E de înțeles că cei care sunt vecinii sunt supărați, dar trebuie să respectăm legea. În CF scrie foarte clar Primăria Municipiului Timișoara că au fost alte vremuri în care astfel de situații s-au acceptat sau nu s-au reglementat, pot să înțeleg, dar vremurile s-au schimbat. Acum trebuie să respectăm legea și această stradă trebuie recuperată pentru timișoreni. Și din păcate nu este o situație singulară. Vedem că tot patrimoniul Timișoarei a fost nereglementată. Mulți au folosit această situație, mulți au folosit haosul, un haos intenționat din interiorul primăriei Timișoara. Directorul de patrimoniu, când am ajuns eu în primărie, fostul consilier personal al lui Robu, între timp este trimis în judecată pentru corupție. Și da, mulți au profitat de această situație, aceste vremuri au apus și trebuie să mergem înainte cu respect pentru reguli, cu corectitudine și cu toate terenurile publice care sunt și gestionate de noi, de primărie, de toți timișoreni și accesibil în primul rând pentru toți timișoreni. Mai putem să stăm acum un pic să vedeți. Este mai de odiază oamenii, că ei mult ca oamenii. Ce faceți cu monumentul ăsta, că a murit oamenii? Îl dați cu ăsta,
70 de ani. Poate oricine să revine el acum. Thank you.
Necesar din două motive. În primul rând pentru demnitatea orașului. Noi nu mai putem să ne permitem să închidem ochii, să acceptăm că în trecut s-au furat aceste terenuri și în continuare aceste terenuri rămân furate. Adică pentru demnitatea orașului, pentru cumva o conștiință că reguli sunt reguli și lege e lege, era foarte necesar. Și în al doilea rând e necesar pentru că această stradă chiar are o utilitate. Vedem aici o fațadă impunătoare de la liceul Loga și dacă te uiți, așa era gândit. Deci pe tot care lega de fapt liceul de parcul copiilor. Și de aceea redăm această stradă înapoi simișorenilor. Adică nu facem asta ca să facem figurație sau nu știu ce, la fel ca și pe malul Begăi. Nu am demolat ca să demolăm, ci ca să redăm ceva în utilitate publică, să folosească timișorenii din nou domeniul, patrimoniul, terenurile lor și să nu fie privatizate. Adică dacă asta este al tuturor timișorenilor, de ce să fie o curte privată?
De la toți oamenii mari. Dar aici nu era stradă înainte? Eu n-am știut că e stradă, domn. Dacă era stradă și știam că este, era să pun eu atâta bani aici, să distruge ei acum. Câți bani? Dacă era să zic ceva acum, doamne iartă. Mă întrebați de bani. Eu știu suma de bani, că a fost mici. Și acum fii atent cât de mare. E 17 ani de când este aici. Mă întreb de bani câți bani. Am băgat 3 lei. Asta vrei să spun.
Doamnelor și domnilor, când va fi pus la pământ un gard care a fost construit aici pe strada Cezar, stradă care a fost construită Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
dacă e a lor, se dărâmă. Dacă se dărâmă, se dărâmă. Go!
Așteptați-vă la o parte că vine doctorul. Aveți grijă? Thank you.
Am văzut! Nu știam ce se întâmplă. Da, uite, da, s-a...